v-am găsit la Istorie și Istorii. Astăzi, în cadrul emisiunii, vom vorbi despre Bucovina, despre libertate, despre cântec, despre Ciprian Porumbescu și invitatul meu din această emisiune este cea mai potrivită persoană să ne povestească despre cine a fost, ce a făcut și de ce anume se leagă numele lui Ciprian Porumbescu. Îl am alături de mine și îl salut cu această ocazie pe drumul Adrian Desenciuc. Adrian Desenciuc, scriitor, este președintele filialei Brașov a unui scriitor, nu? Și este un om care s-a ocupat îndeaproape, din motive pe care ni le va spune domnia sa, despre viața și opera și ceea ce s-a întâmplat și ce a reprezentat Ciprian Porumbescu pentru Bucovina și pentru România. Trebuie să menționăm și faptul că Adrian Desenciuc a publicat anul trecut o carte despre Ciprian Porumbescu, intitulată chiar Balada, în cadrul editurii Creator, în care vorbește despre cine a fost Ciprian Porumbescu și tot acesta sub forma unui roman istoric, despre ce a făcut, despre apropierea de tatăl său Iraclie, despre cum a fost creat Crainou sau cum a fost creată balada care dă titlul acestui volum. Bine te-am găsit, Adrian Desenciuc, și spune-mi, te rog, de ce ai ales să vorbești și să scrii despre Ciprian Porumbescu? Bine te-am găsit, Simona. Aș începe prin a spune că nu am ales eu să vorbesc despre Ciprian Porumbescu și despre familia Golembiovski, ci într-un fel am fost ales să vorbesc despre ei pentru că întâmplări pe care, despre a căror existență nu știam cu multă vreme înainte, s-au succedat și în urma acestor lucruri a rămas într-un fel o datorie din partea mea să duc mai departe o poveste nespusă niciodată complet. În urmă cu 9 ani mai exact, în satul de unde provin, din Breaza, de pe Valea Moldovei, din opcini, dintre opcinile Feredeului și Amestecănișului, s-a descoperit în casa strămoșilor mei o grindă, grinda meșteră a unei case vechi. Este vorba despre grinda familiei, casei care aparține familiei Ioan și Maria Golembiovski, nimeni alții decât unchiul și mătușa lui Iraclie Porumbescu, tatălui Ciprian Porumbescu. Prin urmare, descoperindu-se acest obiect și dovedindu-se faptul că provin din familia Golembiovski, ba mai mult, acest obiect se găsește în momentul de față expus în Muzeul Ciprian Porumbescu, chiar la intrare sub cântecul tricolorului. A fost într-un fel de datoria mea să caut, să văd care este adevărata istorie, care este adevărata poveste acestei familii și fără să am intenția de a scrie nici măcar un studiu monografic, dar aminte un roman, am ajuns încetul cu încetul să găsesc o sumedenie de lucruri despre care nu s-a vorbit. Și la propunerea fostului președinte al Institutului Cultural Român de la Beijing, sinologul Constantin Lupeanu, am reflectat și m-am apucat de scris. A fost foarte greu să scriu, am abandonat proiectul, am revenit asupra lui și în termen de aproximativ o lună, din 15 martie până în 15 aprilie anul trecut, în plină pandemie, am reușit să ofer publicului acest roman. Este interesant ce ne spui și aș vrea să spunem totuși celor care ne ascultă, dacă Bucovina înseamnă țara fagilor, eu te-am întrebat de Ciprian Porumbescu, tu îmi vorbești de familia Golembiovski. Cum s-a întâmplat? Când s-a schimbat numele? Și ce înseamnă de fapt, ca să înțelegem cu toții despre ce este vorba? Numele adevărat era Golembiovski. Aici sunt o sumedenie de aspecte de lămurit. În primul rând, în Moldova, anului 1772, la ordinul țarist, a început primul dintre recensăminte, un al doilea recensământ pentru zonele în care nu a reușit să se finalizeze, s-a desfășurat în 1774, adică înainte de anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic. În acel moment, în Sucevița, satul de unde provine familia Golembiovski, nu era niciun personaj cu acest nume.
Despre acest lucru ne vorbește inclusiv academicianul Vatamaniuc, care tot din Sucevița provine. Numele poate să fie fie al unui nobil polonez, așa cum se spune, și căutând în făcând cercetări, și aceste cercetări sunt de dată recentă, mult după ce am încheiat romanul, am descoperit că de la Lemberg exista un Anastasius Golembiovski, un cleric, filozof foarte cunoscut și care era nepotul lui Ian Christostom Golembiovski, preotul de curte al lui Ian Sobieski al III-lea. Prin urmare, provenea dintr-o veche familie de teologi. Probabil că din acea familie, evident că nu din descendență directă de la Golembiovski, probabil că din această familie cineva a venit la prima separare a Poloniei în 1772 în Bucovina, s-a retras în această zonă, cu atât mai mult cu cât între Lemberg și Sucevița existau relații directe pe linia Movileștilor, retrăgându-se acolo, numele acesta păstrat, dar trecând la credința ortodoxă și utilizând limba română, numele acesta a fost dus mai departe. Probabil că aceasta este originea numelui. Cert este că Iraclie s-a născut cu numele Golembiovski și a păstrat acest nume până în 1881, când a reușit să-și schimbe numele Porumbescu, pe care îl folosea deja începând cu 1848, din anii Revoluției, traducând direct din poloneză Golemb, Golumb, însemnând porumbel. Deci, Golembiovski devine Porumbescu. Tu ai reușit în romanul tău să surprinzi toată viața lui Ciprian Porumbescu și implicit a tatălui său Iraclie. Te-aș ruga să refacem firul vieții lui Ciprian Porumbescu, pentru că știm cu toții că nu a trăit foarte mult. Și aș vrea să începem să ne așeza contextual lucrurile. Deci, așadar, ne aflăm în Bucovina, ne aflăm în familia lui Iraclie, tatălui Ciprian Porumbescu. Haideți să construim universul familiei lui Ciprian Porumbescu. Când și unde și cine era mama, cine erau părinții, cine erau frații? Aici e un pic mai mult de povestit, pentru că Iraclie Porumbescu, despre el am spus, el provine dintr-o familie cu origini poloneze, dar care a crescut în mediul de la țară din Sucevița. Tatălui Atanasie Golembiovski sau Tănăsucă a devenit chiar vornicul Suceviței, adică un fel de primar comunal în ziua de astăzi. Prin urmare, provenea dintr-o familie respectată în sat. Soția lui Atanasie Golembiovski, Varvara Crăciun, era din familia celui mai vestit dintre haiducii Bucovine, era chiar nepoată a lui Ion Darie Pomohaci din Marginea, care a fost răstignit, a fost spânzurat la marginea satului, odată prins de autoritățile habsburgice, și asta se întâmpla în 1816. Prin urmare, venea dintr-o familie românească cu sânge clocotitor, cu ceva sânge polonez. În ceea ce privește mama lui Ciprian Porumbescu, aici povestea este și mai complicată, ca să înțelegem, de fapt, românismul lui Ciprian Porumbescu. Tatăl ei era polonez sadea. Ștefan Clodnițchi era angajat era brigadier silvic mai întâi la Voivodeasa, acolo a cunoscut-o pe Emilia Clodnițchi. Ulterior s-a mutat la Ilișești și așa a putut să-l ajute și pe Ciprian să crească și să urmeze cursurile școlii din Ilișești, școlii românești din Ilișești. Iar mama lui, iar soția lui Ștefan Clodnițchi, deci mama Emiliei, era de origine germană. Prin urmare, Ciprian Porumbescu provine dintr-o familie care, după tată, este în mare măsură român și cu ceva sânge polonez, după mamă pe jumătate polonez, pe jumătate german, dar cu toate acestea, adică într-un fel respectând ceea ce însemna climatul multietnic al Bucovinei din acea perioadă a jumătății de secol 20, Ciprian Porumbescu se naște în 1853, el duce mai departe o dorință care ține de un pan-românism pe care nu l-am întâlnit aproape nicăieri, pentru că vorbim despre Ciprian Porumbescu, în primul rând vorbim despre singurul proces politic din Bucovina acelor vremuri.
Așadar, un tată care trebuie să le spunem tuturor că era preot și probabil că asta cântărește foarte mult în cântecul de mai târziu al lui Ciprian Popescu, pentru că, așa cum știm, și tatăl său cânta și era sensibil chiar și la cântecul Bucovinei. Și o mamă foarte atașată, a avut foarte mulți frați, Ciprian Popescu, și știm cu toții că mulți dintre ei, și știm aceste lucruri și din cartea ta, evident, au avut o soartă dramatică. Așa este. Ciprian Porumbescu a avut 8 frați. Dintre cei 9 copii în total ai familiei Iraclie și Emilia Colembioschi, în anul morții lui Iraclie mai rămăseseră 2. Este vorba despre Ștefan și Mărioara. Ștefan a murit în chiar acel an. Prin urmare, Iraclie Porumbescu a dus o viață de Iov. A dus o viață foarte, foarte constrânsă de diferite acțiuni care n-au fost într-un fel condiționate de el însuși, dar pe de altă parte s-au răsfrânt cumva ca urmare a faptului că el a ales să lupte pentru românism și pentru introducerea caracterelor latine în scriere. Pe Iraclie Porumbescu, și aici cred că este foarte important să facem această mențiune, pe Iraclie Porumbescu l-a prins Revoluția de 1848 la Cernăuți. El devenise unul dintre apropiații familiei Hurmuzachi. Ba mai mult, știm foarte bine că Gheorghe Hurmuzachi este cel care a înființat gazeta Bucovina, iar Iraclie Porumbescu de la început, din 1848, a fost secretarul gazetei, iar după ce Gheorghe îi cedează fratelui său, Alexandru sau Alecu Hurmuzachi, conducerea gazetei, el rămâne secretar al redacției până când își încetează activitatea în 1850, când în 1850 el de fapt își termină studiile la seminar seminarul diocezan de la Cernăuți și devine preot, se căsătorește cu Emilia, devine preot și este repartizat la Șipote. Toată viața lui a fost, de fapt, repartizat ca urmare a faptului că el s-a opus unei politici antiromânești duse de episcopul Eugenie Hachmann și acest fapt, de fapt, s-a opus și unor politici antiromânești duse de Teofil Bendela, cel care era rectorul neromân al seminarului diocezan și așa mai departe. Și atunci, tot ce a făcut în viața lui, în ciuda faptului că a cunoscut cei mai importanți oameni, cei mai importanți reprezentanți ai inteligenței românești din toate teritoriile românești care s-au adunat la Cernăuți, pentru că la un moment dat Revoluția eșuase în toate teritoriile românești, dar la Cernăuți a continuat să producă, inclusiv pe George Barițiu l-a cunoscut acolo și a continuat să publice la Gazeta Transilvaniei de la Brașov și în Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură. L-a cunoscut pe Vasile Alexandri și Vasile Alexandri a dat primele lecții de poetică și primele lecții de orientare spre ceea ce înseamnă folclorul românesc și puterea folclorului românesc de a duce mai departe ceea ce s-a așezat acolo de-a lungul timpului în sufletul românului. Prin urmare, iată-l pe un Iraclie Porumbescu nevoit de-a lungul vieții sale zbuciumate să răspundă unor impuneri venite din exterior ca urmare a faptului că a avut demnitatea și că a luptat împreună cu Aron Cumnul, cel pe care l-a primit la Cernăuți și căruia i-a fost prima gazdă, a luptat împreună cu Aron Cumnul pentru introducerea literelor latine în locul caracterelor slavone în scrierea oficială. Mai mult, în 1852, de la Șipote, undeva, zicea el în fundoaiele Carpaților, el se adresează consistoriului de la Cernăuți într-o scrisoare cu caractere latine. Iar pentru aceasta, Eugenie Hachmann nu l-a iertat niciodată, l-a dojenit aspru și l-a mutat ulterior în Boian, în centrul răzmeriței greco-catolicismului, l-a readus la Șipote și așa mai departe. Prin urmare, și aceste condiții de viață au dus la pierderea copiilor, apoi fragilitatea unui asemenea trai l-au determinat să renunțe cumva la sine și să se dedice mai degrabă vieții de prim plan a copiilor săi, în special să se dedice pentru lui Ciprian Porumbescu. Despre acest lucru știm foarte, foarte bine că a reușit, dar el a însemnat, înainte de toate, cel dintâi prozator al Bucovinei.
E impresionantă și viața și cariera și toată această atitudine în favoarea drepturilor românilor pe care a manifestat-o de-a lungul vieții Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian Porumbescu, și cu siguranță Iraclie Porumbescu i-a fost model lui Ciprian Porumbescu în ceea ce a făcut mai departe, pentru că știm că și acesta a continuat opera tatălui său și a fost la rândul său fidel principiilor pe care acesta l-a promovat. Haideți să vedem totuși, de unde și când a început cântecul acesta la Ciprian Porumbescu? Să fie bucovina, să fie influența tatălui, să fie folclorul, să fie acei țigani lăutari pe care îi vede mai târziu. Poate ne pomenești și despre momentul Putna și tot ceea ce a văzut Ciprian Porumbescu acolo. De unde vine cântecul? Când a început acest cântec la Ciprian Porumbescu? Toate răspunsurile posibile pe care le-ai dat sunt adevărate, pentru că Iraclie Porumbescu, în primul rând, a fost un om apropiat de cântec. El însuși a fost compozitor, a compus inclusiv o liturghie, a compus cântecul lui Iancu, cel foarte cunoscut astăzi, a fost dirijorul corului seminarului diecezal și a fost prieten, printre alții, cu Carol Miculi. Ciprian Porumbescu, se spune, ne povestește Valeriu Braniște într-o carte veche de mai bine de 100 de ani, ascultând cântecul unui om plecat la coasă, a fost foarte plăcut impresionat și acel cântec la scripcă a devenit pentru el momentul de la care încolo începe să se construiască o carieră, pentru că tatălui, impresionat de modul în care a rămas surprins copilul de reușita acelei mici cutii de rezonanță care să redea sunetele, i-a cumpărat o scripcă de jucărie. Ulterior, în a doua perioadă în care a fost preot la Șipot, la Iraclie Porumbescu venea Carol Miculi, celebrul compozitor de origine armeană, celebrul compozitor bucovinean de origine armeană și poloneză, care i-a fost elev lui Chopin și care l-a învățat pe Ciprian, l-a familiarizat cu partitura. Deci, practic, Ciprian Porumbescu a luat primele lecții de muzică de la Carol Miculi. Apoi, a ajuns, după ce a murit Emilian, fratele cel mare, care a fost coleg de clasă cu Mihai Eminescu în clasa lui Aron Pumnul la Cernăuți. Ciprian Porumbescu a fost trimis la Ilișești, la bunicul său Ștefan Clodnițchi, și acolo a ajuns într-un fel de paradis al muzicii. Acest paradis al muzicii, din multiple puncte de vedere, pentru că, pe de o parte, l-a avut profesor pe Ștefan Maier, un violonist excepțional, pe de altă parte, a cunoscut tot ceea ce înseamnă muzica lăutărească din sat. Și această muzică lăutărească din sat e cea care l-a determinat să se apropie teribil de mult de țiganii lăutari ai Ilișeștiului și împreună cu ei să bată străzile în lung și în lat și să cânte. Să cânte, să culeagă folclor, să ducă mai departe ceea ce l-a învățat tatăl său. Ulterior a cunoscut nume importante din muzica celor vremuri, din Bucovina. Inclusiv l-a cunoscut pe Grigore Vintireu, pe lăutarul cel mai faimos din Bucovina acelor ani și, într-adevăr, în data de 15 august 1871, la sărbarea de la Putna, pe care o gândise cu multă vreme în urmă, mai exact la dezgroparea domnitorului moldovean Ștefan cel Mare în 1856, Iraclie Porumbescu, dar pe care a pus-o în practică Ioan Slavici împreună cu Mihai Eminescu. Tânărul Ciprian Porumbescu a luat scripca din mâna lui Grigore Vintireu, a cântat o horă, după care a venit într-o fugă la tatăl său și a spus: Tată, am cântat Daciei întregi. Sunt două lucruri remarcabile aici. Odată că a cântat acea horă care a reprezentat și în viziunea sa, și în viziunea lui Eminescu, și în viziunea tuturor celor adunați acolo, unirea tuturor românilor. Asta se întâmpla în 1871. Fantastic sentiment pe care l-au trăit acei oameni în acel an. Suntem la 150 de ani și sper să repetăm cumva această unire a tuturor românilor la mănăstirea de la Putna. Sunt demersuri în acest sens. Iar, pe de altă parte, a spus că a cântat Daciei întregi, adică a avut sentimentul acela de a se adresa
unui popor de a prelua din ceea ce a însemnat lupta tatălui său și perspectiva de a vedea românii sub o singură autoritate, spunând exact același lucru într-un fel metaforic, raportându-se la o perioadă în care ei au fost cumva sub o singură autoritate. Și se și implică din punct de vedere politic prin acțiuni concrete, Ciprian Porumbescu. Vorbim totuși despre generația Anton Pan, generația Mihai Eminescu. Se implică și, din câte știm, și în contextul studiilor sale există anumite persecuții vis-a-vis de atitudinile sale. Este adevărat, cea mai cunoscută este implicarea în gruparea Arboroasa, care a fost o grupare studențească de la din anii 1875-1877, care n-a avea neapărat un orizont politic foarte ridicat, dar care a pus la cale plecarea studenților de la Cernăuți în zilele în care ar fi trebuit să fie aniversat suta de ani de când Imperiul Habsburgic a ocupat Bucovina. Ori aceasta ar fi fost o aniversare tristă pentru studenții români de acolo. A reușit să facă acest lucru și mai mult de atât a trimis o telegramă la Iași, la prefectura Iașului, prin care își exprima regretul pentru decapitarea, asta s-a întâmplat la 100 de ani după, pentru decapitarea voievodului care s-a opus în acea perioadă anexării, după războiul ruso-turc, anexării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic. Prin urmare, acesta a fost în esență actul politic major de raportare la teritoriul detrunchiat, cum l-a numit el, folosind un termen utilizat prima dată de Mihai Eminescu, teritoriul detrunchiat pentru care a fost închis timp de 11 săptămâni la închisoarea din Cernăuți, împreună într-o cameră cu doi criminali de rând, doi oameni de la țară, dar doi criminali de rând. Și în și care să ne povestești episodul, pentru că este un episod foarte frumos aici în închisoare. În închisoare se întâmplă, el reușește să obțină prin intervenția tatălui său, care avea totuși un set de relații funcționale la nivelul autorităților vremii, reușește să obțină vioara și să obțină o gramatică a limbii franceze. Și obținând respectiva vioară, a pus mâna pe ea și prima dată a cântat. Iar cântecul pe care l-a cântat a fost un cântec care pe unul dintre cei doi prizonieri l-a determinat să plângă să plângă în hohote. A aflat ulterior, după ce i-a povestit acesta, că fiica lui fusese de asemenea violonistă, cânta acel cântec, acela era cântecul pe care îl cânta tatălui ei. Și mai mult de atât, odată cu uciderea ei, el a fost nevoit, a simțit nevoia să-l omoare pe cel care a schingiuit, care a determinat moartea fetei, pentru că fata de fapt s-a sinucis, care a siluit-o și a determinat moartea fetei, l-a ucis și așa a ajuns acolo. Mai mult, într-una dintre celulele din apropiere exista o tânără doamnă din Boian, care la rândul ei fusese acuzată de crimă și care, fiind scoasă din celulă la un moment dat, i-a șoptit prin ușă că acele cântece ale lui sunt singurul lucru care îi pot alina durerea în acele vremuri ale închiderii în temnița de la Cernăuți. Evident că la finalul procesului s-a dovedit și culmea este că echipa de avocați, un român, un evreu și un german, au reușit să dovedească că n-a fost nimic altceva decât ein Kinderspiel, cum spunea avocatul german, adică o copilărie în tot demersul făcut de cei cinci membri ai societății Arboroasa care fusese reînchiși acolo. Dar ceea ce este grav e că în acea perioadă problemele lui de sănătate s-au agravat și practic într-un fel moartea prematură la 29 de ani și 7 luni s-a datorat închisorii
perioadei de 11 săptămâni de închisoare petrecută la Cernăuți. Adrian, aș vrea să trecem la un subiect care m-a impresionat foarte mult și despre care mărturisesc că nu știam foarte multe lucruri, și anume la relația afectivă, relația de iubire dintre sora lui Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu. Da, e adevărat, e un episod foarte puțin cunoscut și foarte puțin exploatat, să spunem, din acest punct de vedere în spațiul public. Este vorba despre Aglaia Eminovici, sora lui Mihai Eminescu, o persoană inteligentă, o persoană cu talent în ceea ce privește interpretarea la pian, o persoană care fusese trimisă la școala de fete de la Botoșani și care împreună cu respectiva școală de fete ajunsese la Suceava va să dea anumite concerte. În acea perioadă, Ciprian Porumbescu era elev la Obergymnasium la Suceava și fondase primul quintet, era conducătorul formației pe care o înființase și cu care cânta în diferite spectacole, dădea diferite audiții, cum spunea el. În momentul în care a întâlnit-o pe Aglaia, a fost foarte plăcut impresionat, în primul rând, de prezența feminină a Aglaiei și, în al doilea rând, de talentul ei. Motiv pentru care, împreună cu câțiva dintre colegii săi, s-au dus noaptea să-i cânte serenade la hotelul la care era cazată. Și relația dintre ei a evoluat, numai că s-a oprit brusc pentru că Aglaiei se propusese căsătoria, cel care urma, cu care urma să se căsătorească fiind Ioan Droglie, cel care a devenit inspector școlar pe județele Suceava și Câmpul Lung și care l-a ajutat ulterior și pe Mihai Eminescu foarte mult, inclusiv în perioada care a devenit și el revizor școlar pe județele Iași și Vaslui. Dar s-a mai întâlnit cu Aglaia de câteva ori în toată această perioadă și această întâlnire cu Aglaia s-a petrecut și la Cernăuți, unde au urmat studiile, dar s-a petrecut și la diferite sărbări. Ceea ce este foarte interesant este că Ioan Droglie a murit repede, Aglaia s-a recăsătorit cu un ofițer austriac, a dus o viață nu tocmai fericită, nu așa cum ar fi trebuit, cum și-a închipuit ea că ar fi trebuit să fie viața, dar apropierea și dragostea pe care i-a purtat-o lui Ciprian Porumbescu au fost două sentimente pe care ne este greu să le descriem, cu atât mai mult cu cât bolnavă fiind, a prins-o moartea cu partitura lui Ciprian Porumbescu pe versuri de Mihai Eminescu, așteptând ca și cum ar fi cântate veșnic odată cu trecerea ei dincolo. Iată cum această poveste capătă o cu totul și cu totul altă perspectivă, altă dimensiune, atâta vreme cât privim și dincolo de ceea ce a însemnat sfârșitul pământesc al Aglaiei Eminovici. Și totuși, marea iubire a lui Ciprian Porumbescu a fost cu totul alta și poate ne povestești și despre această femeie, pentru că, iată, Ciprian Porumbescu nu s-a căsătorit, deși și-ar fi dorit, demersuri a dorit să facă în acest sens. Povestea de dragoste a lui Ciprian Porumbescu e adevărat, nu este cu Aglaia Eminovici, pe ea a cunoscut-o, a fost o pasiune, să zicem, o firească raportare la sentimentele acelei vârste. Povestea de dragoste adevărată se petrece în satul sau în proximitatea satului copilăriei sale. După o bună bucată de vreme, Iraclie Porumbescu reușește să obțină parohia de la Stupca. Ori Stupca în momentul de față este sat din comuna Ilișești. Între cele două sate există un deal, o culme împădurită. Ciprian Porumbescu avea pe bunicul Ștefan Clodnițchi în Ilișești. Avea o mătușă, sora Emiliei, care trăia tot acolo în Ilișești. Tanti Tereza, pe care o întâlnim în diferite locuri, inclusiv în jurnalul lui Ciprian Porumbescu, inclusiv în scrierile lui Carol Miculi.
Și o întâlnește, o reîntâlnește de fapt pe Berta Gorgon, una dintre cele patru fiice ale pastorului evanghelic din localitatea Irișești. O dragoste puternică se leagă între ei și dragostea aceasta este reciprocă. Berta îl iubește teribil de mult pe Ciprian Porumbescu, la fel și Ciprian Porumbescu pe Berta, își jură dragoste veșnică, dar întâmplarea face ca el să primească o bursă, să plece din toamnă la Viena, la studii, și Berta Gorgon să se simtă într-un fel trădată de acest lucru, dar asta nu i-a diminuat sub nicio formă dragostea față de Ciprian Porumbescu. Între timp, părinții Bertei o pierd pe una dintre cele patru fete moartă de tuberculoză și află printr-o întâmplare că și Ciprian Porumbescu este bolnav de tuberculoză și atunci probabil nu există certitudine, probabil de teamă să nu o piardă și pe Berta, încearcă să-i țină deoparte. Povestea lor de dragoste continuă, ei își transmit scrisori prin intermediul fetei vornicului de la Ițcan și așa mai departe. Berta este nevoită să-i ceară lui Ciprian Porumbescu să nu se mai vadă, deși pe de altă parte îi transmite prin această fată că îl iubește în continuare, ba chiar îi transmite direct că îl iubește direct prin intermediul scrisorilor că îl iubește în continuare. Ciprian Porumbescu nu vede nimic altceva, nu există un alt orizont al vieții lui, un alt orizont al devenirii lui decât această Berta Gorgon. Dragostea este pură din toate punctele de vedere. Se hotărăște în cele din urmă Ciprian Porumbescu să le scrie părinților Bertei și primește o scrisoare de refuz categoric. Această scrisoare este semnată de Adamina Gorgon, de mama Bertei, care îi spune că există o prăpastie prea mare între religiile lor, astfel încât povestea de dragoste să fie dusă mai departe. Și în momentul în care lucrurile acestea devin certitudine, cu tot ceea ce a înmagazinat în el, Ciprian Porumbescu le pune pe toate într-un cântec care poartă numele Balada. Deci este o femeie, cerșe la fam în spatele baladei. Spune-mi, te rog, pentru că tu ai descris foarte frumos în carte tot acest episod, și nu pentru că ești neapărat din Brașov. În ce măsură se leagă orașul Brașov de Ciprian Porumbescu și ce a dat Brașovului lui Ciprian Porumbescu mai exact? Pentru că îl descrie absolut superb. Brașovul din romanul tău este o mică Vienă. Așa este, dar până să ajungem la Brașovul lui Ciprian Porumbescu, să ajungem la Brașovul lui Iraclie Porumbescu, pentru că legătura cea mai puternică pe care o avea Iraclie cu orașele de dincolo de granițele Bucovinei, de dincolo de granițele Ducatului, este legătura cu Brașovul. Mai mult, Emilia Golembioschi, soția lui, devine una dintre persoanele care contribuie și despre acest lucru se știe foarte puțin, dar apare un text al lui Axente Ban publicat în Țara Bârsei la începutul acestui secol, despre contribuția pe care a avut-o Emilia Golembiovski pentru ajutorul dat femeilor rămase văduve sau femeilor rămase cu o situație dificilă după Revoluția de la 1848. Așadar, implicare socială și mai mult scrisori păstrate de la Emilia. Brașov. Singura fotografie pe care o cunoaștem de la Emilia Golembiovski este făcută în Brașov. Legăturile familiei Porumbescu cu Brașovul sunt uriașe. Mai mult, în momentul în care Ciprian Porumbescu ajunge la Viena, devine coleg, prieten apropiat cu Andrei Bârseanu, născut în Târste, în Brașov, și împreună lucrează pentru cântecele patriotice din acea perioadă, pe Al nostru steag e scris Unire, de pildă, cel care în momentul de față este imnul de stat al Albaniei, este cântecul scris de Ciprian Porumbescu pe versurile lui Andrei Bârseanu. Andrei Bârseanu îl invită să vină la Brașov, evident, el avea în momentul acela în minte, în suflet, în tot ceea ce se întâmpla acolo, o avea doar pe Berta, își imagina chiar în perioada în care era la Viena că va putea convinge pe Berta și va putea convinge familia ei să lase să vină la Brașov împreună cu el, că își vor face un rost și așa mai departe. În Brașov existau alți trei profesori, printre care Nastase Șchelaru,
profesori bucovineni, majoritatea dintre ei profesori la Liceul Românesc din Brașov, liceu înființat în 1850, actualul Colegiu Național Andrei Șaguna, și astfel Ciprian Porumbescu reușește să obțină la Brașov trei slujbe dintr-o dată, pe de-o parte profesorul de muzică al Colegiului al Obergimnaziumului din Brașov, pe de altă parte dirijorul corului Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, pe lângă care funcționa cea mai veche școală românească din Brașov, și în al treilea rând un ajutor de dirijor al unui cor german. El vine la Brașov, se îndrăgostește de acest oraș, își imaginează și chiar își închipuie în momentul în care reușește o premieră națională, aceea de a pune în scenă prima operetă românească, opereta Crainou, pentru care obține acordul lui Vasile Alexandrii de a-i fi utilizate versurile. Reușește să o vadă în publicul spectator prezent în sala de spectacol, în sala mare a Colegiului Andrei Șaguna, al Liceului Românesc din acea perioadă, să o vadă și pe Berta. Nu se știe dacă a fost cu adevărat sau nu a fost Berta prezentă acolo. Cert este că ea era în drum spre Anglia, unde a stat o bună bucată de vreme, dar Brașovul s-a lipit atât de mult de sufletul lui, încât pe de o parte tot ceea ce avea de dat rămăsese de dat Brașovului, asta a declarat-o de nenumărate ori. Pe de altă parte, brașovenii l-au iubit într-atât de mult încât în momentul în care boala i se agravase, din fondurile lor, din ceea ce au reușit ei să adune, au reușit să-l trimită în Italia la Nervi ca să se trateze. Aș mai vrea să ne spui despre sfârșitul lui Ciprian Porumbescu și în același timp, ca o întrebare de închidere cu care mi-aș dori să închid acest frumos discurs despre viața lui Ciprian Porumbescu, să ne spui, cercetând viața lui, intrând în dialog cu oameni care au cunoscut persoane ce au stat în proximitatea lui, cu locuri, pentru că știm cu toții că ai făcut o cercetare remarcabilă și de istorie orală și de memorialistică pentru a scrie acest roman și pentru a recompune viața lui Ciprian Porumbescu. Spune-mi, ce te-a impresionat cel mai mult? Aș începe cu răspunsul la această întrebare, chiar dacă ar fi trebuit să părăsesc emisiunea răspunzând astfel. Acești oameni au trăit pentru alții. Acești oameni, Ciprian și Iraclie Porumbescu, au descoperit în sufletul poporului român, cum spunea Ciprian în sala mare a Colegiului Șaguna, cum le spunea elevilor, atâta vreme cât Vestul a avut răbdarea necesară să construiască atâtea catedrale, atâtea monumente importante. Ceea ce a reușit poporul român a suprit, ținut cumva în necunoaștere, nu din alte puncte de vedere a suprit, ci mai degrabă ținut în necunoaștere, ținut departe de limba lui, de credințele lui și așa mai departe, ce a reușit să construiască a fost aceste catedrale în suflet, care sunt nimic altceva decât cântecul românesc. Există popoare care, ferite de năvăliri și asupriri pustitoare, și-au durat cetăți și palate, nemurindu-și geniul lor în marmură și piatră. Poporul nostru, dragii mei, și-a păstrat geniul peste secole, în cântecele și în jocurile lui. Această comoară vie, voi copii, sunteți datori să o duceți mai departe. În toate cântecele mele am cântat jalea și bucuria poporului nostru, dragostea lui de glie și de libertate. Am cântat acest sfânt pământ, care înflorește numai pentru inima și sufletul nostru, și pe care, dacă l-am ști pierdut pentru vecie, l-am împinge cu mâinile noastre în mare și l-am scufundat. 100 de ani de domnie străină asupra ținutului nostru, dar nimeni nu va izbuti să distrugă ființa noastră națională. Nimeni! Niciodată! Noi românii avem cântece cum nu întâlnești altele pe lumea aceasta.
Cine cântă, domnule general? Un român. Și ce cântă? Doina. Ciprian Porumbescu a reușit să găsească acest cântec românesc, să-l elibereze, să ni-l ofere. Prin urmare, ce poate fi mai impresionant decât să știi că o viață întreagă te-ai dedicat, în cazul lui Ciprian Porumbescu, la o vârstă plecat dintre noi la o vârstă fragedă, la 30 de ani neîmpliniți, în cazul tatălui său, după o viață în care i-a văzut pe toți cei din preajma lui plecând. Dar dedicându-te atât de mult unei idei care ține de sentimentul comunității. Acum nu putem să ne ducem mult prea departe și să exagerăm, să vorbim, dar cu siguranță vorbim despre idei ale pan-românismului din acea perioadă pe care n-au reușit să le vadă îndeplinite prin actul de la 1 decembrie 1918. Acest lucru nu are cum să nu te tulbure. Dacă nu ar fi existat acești oameni și mulți alții ca ei, probabil că în momentul de față am fi fost câteva regiuni, nu contează sub ce stăpânire. Cert este că istoria noastră le datorează enorm. Istoria noastră le datorează enorm pentru că ei sunt, dincolo de toate, în momentul de față, ambasadori ai culturii noastre. Discutam cu un profesor de etnomuzicologie de la Lisabona pe marginea Paladei și remarcabil este modul în care omul venit din exterior, necunoscând neapărat sufletul românesc prins în cântec, a reușit să identifice acel tetracord din baladă în egală manieră prezent în cântecele populare românești. Dacă e să ne ducem și la cântecele lui Carol Micului, vom descoperi același lucru, numai că geniul l-a atins pe Ciprian Porumbescu. Prin urmare, în momentul în care discutăm despre Ciprian Porumbescu, discutăm despre un om a cărui operă muzicală este imensă. Sunt aproape 300 de lucrări elaborate până la vârsta de 30 de ani. De o diversitate fantastică. Discutăm despre muzică de ansambluri vocale laice, discutăm despre muzică religioasă excepționale, altarul mănăstirii Putna, Tatăl nostru, discutăm de muzică instrumentală de solo, duete, terțete, quartete, quintete și așa mai departe, discutăm despre operetă, discutăm despre scene comice, cum este Cisla, jucată peste tot în țară. Despre ce să mai vorbim? Despre faptul că a fost autorul imnului național al României și că este în continuare autorul muzicii imnului național al Albaniei. Ciprian Porumbescu, retras de la nervii, a venit acasă într-un februarie plin de zăpadă, l-au așteptat în gară la Ițcani, l-au adus la Stupca, el a început, a trăit intens în acea perioadă și a dat seama că pleacă. A avut-o în preajma lui de fiecare dată pe Mărioara, pe sora lui, cea care a reușit să rămână în viață, să trăiască până la 73 de ani și după care avem urmași. Nina Cionca, ultima dintre cei care s-au preocupat din familia lui Ciprian Porumbescu, din descendența directă, de opera lui și a lăsat în urmă o operă importantă, impresionantă, știind că moare, a zis ultimele cuvinte, să se facă ceva, să nu-i se risipească munca. E, prin urmare, o datorie a tuturor celor care s-au apropiat, nu contează cum, fie și de suita acelui tril din baladă, să se fie apropiat cumva de Ciprian Porumbescu și de ceea ce a dus sufletul lui mai departe, e de datoria fiecăruia așadar să nu-l uite. Să nu-l uităm pe Ciprian Porumbescu.